Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la Observatorul din Pitești. Procesul de depunere a dosarelor pentru programul Casa Verde s-a încheiat în Argeș. Chiar dacă fondurile erau pentru aproximativ 300 de dosare, programul a fost suplimentat cu 33%, s-au primit peste 400 de dosare. De altfel, și de la Ministerul Mediului s-a decis suplimentarea bugetului pentru acest program. Având în vedere nebunia care s-a creat vis-a-vis de programul Casa Verde, Ministerul Mediului a decis să suplimenteze cu 20 de milioane de lei bugetul alocat populației pentru programul Casa Verde. Astfel, 3.000 de noi solicitanți vor putea accesa programul. În mai multe județe, banii alocați programului Casa Verde au fost epuizați încă din primele două zile, astfel că Ministerul Mediului a decis suplimentarea bugetului alocat populației pentru program de la 60 de milioane de lei la 80 de milioane de lei. Bugetul alocat programului Casa Verde a fost repartizat fiecărui județ în funcție de numărul de locuitori al acestuia. La sfârșitul zilei de 10 octombrie, cele mai multe dosare au fost depuse în județele Prahova, 201 dosare, Neamț, 169 de dosare și Vaslui cu 144 de dosare. Sesiunea de înregistrare în cadrul programului Casa Verde pentru persoane fizice s-a încheiat și în județul Argeș, în data de 13 octombrie. Inițial, pentru județul Argeș a fost alocată suma de 1.800.000 de lei, fiind suplimentată pe parcursul de rulării sesiunii cu 33%. Au fost înregistrate 406 dosare de finanțare care vor fi transmise către administrația Fondului de Mediu în vederea analizării. Echipamentele finanțate pentru populație prin Casa Verde sunt panourile solare și pompele de căldură. Astfel, se primesc până la 3.000 de lei pentru instalarea panourilor solare nepresurizate, până la 6.000 de lei pentru instalarea panourilor solare presurizate și până la 8.000 de lei pentru instalarea pompelor de căldură. După ce au întocmit listele candidaților la alegerile parlamentare, socialdemocrații au creionat și programul de guvernare. Salarii minime de 1.750 de lei din 2020, pensie minimă de 640 de lei la anul, TVA de 18% din 2018 și peste 100 de taxe eliminate. Acestea sunt câteva dintre planurile de guvernare ale PSD. Programul de guvernare al PSD prevede ca salariul minim brut să fie majorat la 1.400 de lei în 2017 și la 1.750 de lei în 2020. De asemenea, potrivit programului de guvernare, salariul mediu brut ar ajunge la aproape 4.000 de lei în 2020. Socialdemocrații propun și eliminarea peste 100 de taxe. În 2017, prin eliminarea celor taxe, vor fi 24,4 miliarde de lei, care probabil se vor regăsi pe piață în diferite, știu eu, consumuri, investiții. În 2018, 36,8, în 2019, 27,9, în 2020, 28,6. În ceea ce privește pensiile, socialdemocrații spun că cea minim garantată ar urma să crească de la 400 de lei, atât cât este în prezent, la 520 de lei de la 1 martie 2017 și la 640 de lei din 2018. De asemenea, PSD propune TVA de 18% din anul 2018. Tot de la 1 ianuarie 2018, TVA pentru vânzarea de locuințe ar fi eliminat, iar cel pentru publicitate ar fi micșorat la 9%. În urma fuziunii dintre PMP și PAM, era normal ca membrii partidului condus până acum de Mircea Andrei să treacă de partea Partidului Mișcarea Populară. Pentru unii, trecerea a reprezentat ocuparea unor funcții importante în cadrul PMP Argeș. Argentina Culcu se va ocupa de organizația de femei a Partidului Mișcarea Populară, filiala Argeș. Aceasta va avea de gestionat până la urmă trei organizații de femei, cea a PMP, a UNPR, dar și a fostului partid pentru Argeș și Mușcel. Lângă mine este doamna Culcuș, care va fi președinta organizației de femei la PMP Argeș. Va fi, deocamdată fiind consilier local, până la hotărârea definitivă a Tribunalului București de fuziune, prin absorție, va rămâne doar coordonator al organizației de femei. Are o problemă destul de grea de rezolvat și destul de ingrată, din trei organizații de femei la nivel județean să facă una, de la PMP, PAM și UNPR. Deși nu a început oficial activitatea de președinte al organizației de femei, Argentina Culcuș și-a trasat câteva obiective. Primul ar fi acela de a crea în fiecare comunitate nuclee organizatorice puternice prin unirea celor trei organizații de femei ale PMP, PAM și UNPR. Acest obiectiv mi l-am stabilit ca și termen sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Un al doilea obiectiv este acela că îmi propun să derulăm programe de instruire a femeilor pentru
buna desfășurare a campaniei electorale. Prin numirea Argentinei Culcuș la președinția organizației de femei a PMP, liderii partidului își doresc să formeze un grup puternic care să asigure un număr important de voturi la alegerile parlamentare. Târgul Toamna Piteșteană se prelungește. Au cerut acest lucru comercianții, dar și cumpărătorii. Iar autoritățile se pare că s-au conformat. Târgul de produse specifice sezonului va mai fi deschis încă o săptămână. Cu toate că ar fi trebuit să se încheie pe 16 octombrie, târgul Toamna Piteșteană se prelungește. Autoritățile locale au decis ca în piața Milea manifestarea să continue încă o săptămână. Măsura a fost luată ca urmare a numeroaselor solicitări atât de la comercianți cât și de la cetățeni. Așadar, dacă vreți să vă aprovizionați cu bunătăți și să vă umpleți cămara pentru iarnă, este bine să știți că târgul vă așteaptă cu porțile deschise. Este record de comercianți și vizitatori la Toamna Piteșteană, unul dintre festivalurile de referință ale orașului. Este pentru prima dată când în centrul Piteștiului sunt peste 200 de comercianți ce pun la bătaie produse specifice toamnei, produse tradiționale și multe altele. Bineînțeles că nu puteau lipsi mustul și terasele cu mici și pastramă. Ei bine, dacă la Pitești s-a prelungit, la Câmpul Lung astăzi s-a deschis Toamna Mușceleană. Câmpulungenii sunt așteptați la manifestarea organizată pentru prima dată în centrul orașului până duminică 16 octombrie. Câmpulungenii au de unde alege la acest târg, de la cojoace și haine de piele, la obiecte de artizanat, murături, carne și preparate din carne sau brânzeturi. Aici pregătim o fasole de post. Pentru cei care mănâncă de post, ca zi vineri, pregătim și o fasolică de post. Aici pregătim pastramă la ceaun, sărmăluțele sunt gata. Un eveniment nou în calendarul nostru de evenimente al în anul 2016, pe care vom dori să-l facem stabil începând cu acest an și să alegem o perioadă probabil un pic mai spre începutul lunii octombrie, în așa fel încât să facem un festival pe o vreme mai călduroasă, pe o vreme mai bună, dar cu toate acestea văd că vremea la această oră ne ajută. De departe, cel mai interesant stand este cel al unor producători din Ilfov. Zeci de borcane cu murături, borcane mai mari sau mai mici, cu toate legumele specifice, sunt la îndemâna tuturor și pentru toate buzunarele. Vor fi 3 zile de sărbătoare la Câmpul Lung. Pe lângă bunătățile pe care au posibilitatea să le cumpere, localnicii au parte și de spectacole. Vineri va cânta Sandra En și trupa Zavera. Sâmbătă, Georgiana Lăpădat, România și Like Chocolate, iar duminică, cei care vor întreține atmosfera vor fi cei de la trupa Haiducii și Oana Radu. La Câmpul Lung a fost organizată o bursă a locurilor de muncă destinate în special persoanelor de etnie romă. Prin această bursă, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Argeș dorește să asigure sprijin în vederea obținerii unui job grupurilor vulnerabile de pe piața muncii. Zeci de persoane de etnie romă au venit la bursă în căutarea unui loc de muncă. Să ne angajăm, suntem tineri, avem tot viitorul înainte, avem o vârstă care avem și noi o familie, am întemeiat o familie și e foarte greu. Am venit ca să ne găsim un post de muncă, deoarece nu mai avem situație și nu putem să mai ne descurcăm. Până la urmă, mai stăm în baza ajutor social. Conducerea JOFM Arge speră ca prin această bursă să se oferă un sprijin persoanelor de etnie romă în vederea obținerii unui loc de muncă. La bursă au fost prezenți mai mulți angajatori dispuși să ofere slujbe în diverse domenii de activitate. Avem aproximativ 20 de firme prezente care oferă în jur de 200 de locuri de muncă, principalele meserii fiind, ca de obicei, confecționer, zidar, șofer, patiser. Și mă rog, oferta este destul de diversificată. Organizatorii au fost mulțumiți de numărul însemnat de oameni care au venit la bursă dornici să-și găsească un loc de muncă. Cea mai cunoscută nuntă din lume vine la Pitești. Este vorba de Nunta lui Figaro, o piesă de teatru absolut senzațională care are premiera sâmbătă pe scena Teatrului Alexandru Davila. Și pentru că este vorba de o nuntă, spectatorii vor fi întâmpinați pe covorul roșu de frumoase domnișoare de onoare. Oh!
sâmbătă de la ora 19 sunteți invitați la nunta lui Figaro de Beaumarchais în regia lui Cristian Ioan. Este vorba de premiera acestui spectacol la care ținuta de seară este obligatorie. Flori, mărturii de nuntă și publicația editată special pentru acest eveniment sunt cadourile care vă vor aduce aminte peste ani de cea mai celebră nuntă din lume. Dacă ați ști, Doamne, cât mă doar, auzind vorbindu-mi se astfel, asta mi-am întâlnit că foarte curând o să mă despart. Sunteți așteptați așadar la teatru, doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Urmează Acces Direct, rămâneți cu Antena 1. La revedere!